Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la un nou interviu pentru Ambasada Sustenabilității în România. Eu sunt Dana Potorac, iar invitata mea de astăzi este doamna Nicoleta Dascălu, manager proiect la Asociația Română Antisida. Bună ziua, doamna Dascălu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi astăzi, bine ați venit la Ambasada Sustenabilității. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și sună foarte elegant să fii invitată la o ambasadă. Nu mi s-a mai întâmplat de multă vreme. Așa, m-am și aranjat, așa, pentru ambasadă, nu? Sunteți binevenită. Distinsă doamnă, întâi de toate vreau să faceți o scurtă prezentare a asociației dumneavoastră. O spun întotdeauna cu mare durere, pentru că există multe, multe probleme în țara asta. Multe. Și multe dintre ele se mișcă în bine grație unor oameni inimoși care s-au implicat în societatea civilă și care încearcă pe cât posibil să le atenueze, dacă nu să le rezolve complet. Drept care, asociația noastră, Asociația Română Antisida, nu e o asociație care să se ocupe de flori, de lucruri frumoase, operează cu dramele oamenilor, cu necazurile oamenilor. Vă rog să faceți o scurtă prezentare a asociației și apoi să ne spuneți cine sunt beneficiarii și câți beneficiari aveți dumneavoastră. ARAS există din 1992. Sunt unul dintre membrii fondatori ai asociației și când am înființat, primul nostru obiectiv era prevenirea infecției cu HIV și SIDA în rândul populației generale. După care, puțin câte puțin, lovindu-ne în oferirea acestor servicii de prevenire de alte probleme care au apărut, de noi grupuri vulnerabile care au apărut și în România, ne-am adaptat serviciile și am început să lucrăm, să facem prevenire pe lângă publicul larg, în rândul grupurilor vulnerabile, mergând către aceste grupuri, la care se ajunge foarte greu, grupuri care nu vin la serviciile publice, sociale sau medicale, și atunci am încercat să mergem noi către ei, lărgindu-ne spectrul de prevenire. Pe lângă prevenirea infecției cu HIV-SIDA, facem și prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, facem prevenirea hepatitelor și de curând facem și prevenire și screening pentru tuberculoză. Tot așa, în rândul persoanelor vulnerabile. Pe lângă aceste servicii de prevenire, oferim sprijin social, psihologic, medical, chiar și sprijin material persoanelor care sunt afectate de aceste boli pe care le-am menționat și familiilor lor sau celor apropiați. Facem advocacy pentru drepturile omului la modul general, unde intră advocacy pentru acces la servicii medicale și sociale pentru toată lumea, toți cetățenii țării, indiferent dacă au sau n-au asigurare de sănătate, dacă au sau n-au acte, pentru că nouă ni se pare că e responsabilitatea statului să ofere cetățenilor aceste servicii, indiferent în ce situație se află ei. Suntem membri în Coaliția Internațională Plus, prin care facem advocacy și la nivel internațional, pe lângă instituțiile internaționale finanțatoare sau de genul Organizației Mondiale a Sănătății, pentru schimbarea legislației, pentru finanțare, pentru ca aceste organizații internaționale să facă presiune asupra statului român când acesta nu-și respectă angajamentele luate, ceea ce se întâmplă foarte des. Reprezentăm România în Forumul Societății Civile pe droguri, de pe lângă Comisia Europeană. Facem parte din mai multe rețele internaționale, deci avem și o activitate internațională destul de importantă. Câți beneficiari aveți în România? Câți beneficiari ai serviciilor dumneavoastră sunt? În momentul de față sunt în jur de 3500 de persoane, majoritatea aparținând grupurilor vulnerabile despre care am zis, și anume consumatori de droguri injectabile, persoane fără adăpost, persoane implicate în sexul comercial, bărbați care fac sex cu bărbați, persoane care sunt bolnave de care trăiesc cu HIV-SIDA și sau hepatită și sau tuberculoză. Și, bineînțeles, între acești 3500 intră și oameni cu vulnerabilități multiplă, deci care adaugă toate cele pe care le-am menționat.
E un subiect destul de sensibil, dar nu mai sensibil și nu mai delicat decât în urmă cu 20 de ani. Pentru că în urmă cu 20 de ani abia de se vorbea de subiectul ăsta. Era o rușine, o jenă. Era, cred că, greu pentru dumneavoastră să descoperiți oamenii care aveau astfel de probleme. Astăzi societatea a mai evoluat și din acest punct de vedere și a înțeles că până la urmă o boală sau alegerea unui mod de viață e o libertate, e un drept care trebuie respectat. Chiar dacă pentru libertatea aia, mulți dintre cei care o îmbrățișează, o aleg, plătesc cu prețul sănătății, uneori chiar cu prețul vieții. Astăzi vă e mai comod să identificați oamenii, mă refer aici strict la cei care sunt infectați cu HIV-SIDA. Vă e mai ușor să identificați oamenii aceștia sau în continuare a rămas o pudoare, o jenă în a aborda acest subiect? Din partea noastră, nu știu cum să spun dacă este mai ușor. Să spunem că oamenii, spre deosebire de alte țări, în România, persoanele care trăiesc cu HIV-SIDA, din cauza discriminării, nu îndrăznesc să vorbească încă deschis despre asta. Pentru că, deși de 1992, de 28 de ani, facem informare, deși s-a inventat între timp internetul unde lumea poate să găsească informații, în continuare este o boală asociată cu anumite comportamente care sunt judecate ca fiind negative. În continuare lumea crede că dacă ești bolnav de SIDA înseamnă că ai făcut ceva care nu era în regulă. Deci nu există... Încă nu s-a ajuns la o acceptare, exact cum spuneați dumneavoastră, la o acceptare a faptului că este o boală. Între timp a devenit o boală cronică, tratamentele au evoluat foarte mult. Deci cineva care este, ne spunem că dacă e foarte important ca lumea să se testeze, dacă afla că este infectată să înceapă imediat tratamentul, care este gratuit în România, să ia acel tratament așa cum îi recomandă medicul, să devină nedetectabil, așa se numește în limbaj de specialitate, ceea ce înseamnă că nu va transmite mai departe boala și în aceste condiții poate să trăiască, are aceeași, cum să spun, speranță de viață ca o persoană care nu este infectată. Deci a devenit o boală cronică, nu este o boală de care să ne fie rușine, nu știm, deci noi nu putem să ne dăm seama de ce încă există această discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV-SIDA. Credeți că în mod voit sau nevoit a existat, e o lipsă de comunicare pe acest subiect, poate că ar trebui să se, nu zic să se facă musai o educație în acest sens, deși e binevenită și ea, dar măcar să se comunice mai mult pe marginea acestor traume, acestor afecțiuni și să se inducă în conștiința colectivă faptul că nu e o crimă, nu e o nenorocire, se poate întâmpla, repet, indiferent. Acum aveți în față un om extrem de tolerant și un om care poate înțelege orice, fără să se grăbească să judece. Până la urmă, cine sunt eu să judec pe altcineva? Dar poate că o comunicare mai susținută, venită și din partea dumneavoastră și a colegilor jurnaliști și a Ministerului Sănătății pe acest subiect, ar face bine, pe de o parte, în materia prevenției, pe de altă parte, în tabăra celor care nu sunt afectați în niciun fel, să înțeleagă că oamenii ăștia nu trebuie să răstigniți pe cruce și că trebuie să acceptați și ajutați să depășească problemele prin care trec. E bine că ați ridicat subiectul, mai ales în zilele acestea când se discută despre faimoasa lege cu educația pentru sănătate în școli. Toată lumea s-a bucurat acum o săptămână sau când a fost promulgată de președintele Iohannis. Acum toată lumea se întristează pentru că există niște grupuri de politicieni împreună cu asociații de părinți care vor să o scoată totuși din programă. Mă rog, ne credem că asta face parte din educația pentru sănătate și educația pentru viață și care Sigur. Trebuie începută de la vârste cât mai mici. Sigur. E vorba de să înveți cum să nu te îmbolnăvești tu, bineînțeles. Da, pe termen lung, care sunt măsurile pentru fiecare vârstă, pentru fiecare comportament, să înveți despre faptul că există pe lumea asta oameni care au un alt comportament sexual decât tine, să zicem, și nu e nimic anormal în asta, să înveți că există niște boli și că oamenii aceia care sunt bolnavi nu trebuie stigmatizați, nu trebuie duși și închiși undeva,
Dacă știu cum se transmite boala respectivă, afli că nu e niciun pericol să stai alături de ei, să mănânci cu ei la aceeași masă, chiar cum ziceam, să ai un partener care este bolnav de SIDA, pentru că nu este niciun pericol în momentul în care el este nedetectabil. Și toate astea credem că trebuie să înceapă foarte devreme. Noi facem educație pentru sănătate în școli, avem voluntari care fac asta de multă vreme, dar evident este insuficient. Iar cât despre Ministerul Sănătății, da, acolo este o luptă pe care o ducem de multă vreme. Din păcate, Ministerul Sănătății este unul dintre cele mai neprietenoase când e vorba de prevenirea HIV-SIDA. Dar nu ne lăsăm, ziceam. El e neprietenos din mai toate punctele de vedere, dar scopul nostru astăzi nu e să analizăm Ministerul Sănătății, e să vorbim despre România Solidară și despre partea de expertiză, de contribuție pe care dumneavoastră, Asociația Română Antisida, o aduceți în acest proiect, pentru că e un grup de lucru. Scopul nostru e să strângem la oaltă cei mai buni oameni și cele mai bune idei din toate etajele societății pe subiectul foamete și sărăcie. Drept care vă invit să ne spuneți în acest proiect pe care îl susțineți, l-ați semnat și la care vă alăturați, e din nou un prilej să vă mulțumesc pentru lucrul ăsta. E o mare bucurie când văd că vin oameni, pentru că au venit, doamna Dascăl, oameni inclusiv din zona drepturilor omului, adică nu doar asociații care se ocupă de servicii sociale sau medicale, da? Ăsta e un semn de sănătate pe care eu l-am primit și am înțeles că oamenii sunt dispuși și că înțeleg că e un moment zero de la care trebuie să ne oprim cu prea multe păreri, impresii și mai ales speranțe. Trebuie să ne suflecăm mânecuțele să ne apucăm de treabă dacă vrem să facem un capăt de lucru în țara asta. Revin la dumneavoastră, doamna Dascălu. Cu ce anume veți contribui concret în acest proiect? Bănuiesc că vizați foarte mult exact beneficiarii pe care dumneavoastră îi aveți, că și printre oamenii ăștia bolnavi sunt oameni aflați în maximă sărăcie. Să spun așa, reprezentăm, poate că e un cuvânt mult prea pompos, dar reprezentăm și persoanele care sunt deja afectate de infecția cu HIV, SIDA, cum ziceam, hepatite, tuberculoză, dar și persoanele care sunt la risc maxim de infectare și care nu sunt reprezentate nicăieri. Dacă pentru persoanele infectate mai există totuși organizații neguvernamentale care le apără drepturile, persoanele la risc de infectare, care sunt în sărăcie maximă, ca să vă dau un exemplu foarte apropiat, că noi acum suntem în sectorul 5, e vorba de ghetoul din Ferentari. Dacă am spus asta, am spus totul. Acolo e și sărăcie, și foamete, și consum de droguri, toate sunt acolo. Deci cu ce putem veni noi? Este cu exprimarea nevoilor acestor persoane, pe care le cunoaștem foarte bine, cu modificări legislative pe care dorim să le aducem, pe care le-am mai propus, dar mai mult sau mai puțin n-au fost adoptate sau au fost adoptate numai la modul declarativ, așa că ce interesantă e propunerea asta, o să mai vedem. Venim cu expertiza colegilor noștri din alte țări, din Uniunea Europeană și nu numai, cum am menționat că facem parte din diferite coaliții. Venim cu expertiza colegilor mei care sunt asistenți sociali, sociologi, psihologi, medici și care știu foarte clar care sunt problemele și din punct de vedere legislativ și din punct de vedere al muncii pe teren. Venim cu expertiza cooperării cu instituțiile publice, care și asta este foarte importantă, ni se pare nouă. Adică suntem cunoscuți de instituțiile publice și la nivel local în București și la nivel de ministere. Deci nouă ni se pare că această solidaritate trebuie să fie din partea tuturor, adică și organizații neguvernamentale, dar și instituțiile publice. Trebuie să fim toți solidari care să rezolvăm problemele. Și instituțiile publice, și companiile, și mediul academic. Exact. Fiecare vine cu ce are mai bun și pune acolo în coșul ăsta al familiei numit România. Ăsta e un capitol. România Solidară e un capitol. E primul capitol din cele 17 pe care Organizația Națiunilor Unite le-a statuat pentru Agenda 2030 de dezvoltare durabilă. Urmează multe altele, inclusiv un capitol pe sănătate. Dar ăsta cu atât mai mult în criza de acum, care a scos la suprafață multe alte rele și necazuri,
cred că trebuie mișcat mult mai abitir, adică undeva până în sfârșitul anului să avem deja constituit acel fond de intervenție de urgență pentru persoanele vulnerabile și extrem de sărace, iar pilonul 2, care e de mai lungă durată, dezvoltarea comunităților sărace, vorbeați dumneavoastră despre ferentari. Există astfel localități întregi, deci cel puțin în mediul rural e capătul pământului. Localități unde nu există încă apă potabilă, unde nu există gaze, unde nu există ce loc de muncă. E deja de domeniul fantasticului. Deci e un proiect pe lungă durată. Eu nădăjduiesc să fim cu toții într-atât de încăpățânați în sensul bun al cuvântului, cât să nu dăm înapoi, indiferent ce ar spune autoritățile publice, pentru că autoritățile publice sunt salariații noștri, doamnă, și ei trebuie să... lor trebuie să le cerem ca să știu, să știe ce au de făcut. Vă mulțumesc mult pentru dialogul de astăzi. Vă doresc succes în tot ce faceți și vă așteptăm când s-or mai ridica embargourile astea în sediul Ambasadei Sustenabilității. Mulțumim foarte mult și noi și așteptăm să ne chemați. Noi suntem gata de treabă. Aveți un coordonator de nădejde în noi, să știți. Vă mulțumesc tare mult! Thank you.